Din martie, băncile vor fi obligate să afișeze pe ecranul bancomatelor comisioanele percepute pentru tranzacțiile efectuate cu cardul de debit și credit la ATM-uri. Acestea vor afișa pe ecranul bancomatelor toate informațiile legate de costurile fiecare operațiuni efectuate, eliberare de numerar, transfer între conturi, plată de facturi sau oricare alt serviciu solicitat în mod expres de client prin intermediul ATM înainte de momentul efectuării acesteia. Dacă nu dorește să efectueze tranzacția în condițiile prezentate, clientul poate să renunțe la aceasta prin apăsarea unui buton de Anularea operațiunii, comisioanele practicate de bănci în acest caz sunt fie procent din suma retrasă, fie valoare fixă, ori procent la care se adaugă o sumă fixă, variază între 0,25 și 3% și între 0,2 lei și 10 lei. Acestora li se adaugă tarifele pentru interogarea soldului contului curent.